Ce-o găsit și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să facem un haul de beauty și o să vă arăt ce produse am mai cumpărat eu în ultima perioadă. Am mai făcut un beauty haul de ceva timp și m-am gândit să îl fac acum pentru că am cumpărat anumite chestii interesante. Pe unele am și apucat să le încerc și chiar mi-au plăcut, vreau să vi le arăt și vouă, să vă spun așa 2-3 vorbe despre ele. Și mai ales pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi pe Instagram să fac un haul cu ceea ce am cumpărat din Amsterdam. Nu prea pot să fac un haul doar cu ce am cumpărat din Amsterdam pentru că nu sunt foarte multe chestii. Așa că m-am gândit ca în haul ăsta să vă arăt și ce am luat de acolo. Așa că o să încep cu produsele pe care le-am cumpărat de acolo și, bineînțeles, o să încep prima și prima oară cu produsele de la Lush. La noi nu se mai găsește Lush, a fost într-o perioadă, însă nu mai sunt. Așa că și prima și a doua oară când am fost în Amsterdam, am fost și mi-am luat bombe. Așa că asta este a doua pungă pe care am cumpărat-o acum când am fost. Aici am numai bombe de baie. Arată cam așa, da? Am luat una sau două și de spumă, nu numai bombe care se topesc. Și pe lângă asta am mai luat și un gel de duș. Asta e. Nu știu să vă spun ce mama naibii are în el pentru că nu înțeleg nimic din limba asta a lor, însă miroase a fructe de pădure, ceva de genul, și are și sclipici în el. Asta îmi place foarte mult la produsele de la Lush pentru că au sclipici în ele, mai ales bombele de baie, știți cum sunt? Divine! Bun, pe lângă ăsta mi-am luat și un săpun. Ăsta este, cred că cu lămâiță ceva, pentru că miroase așa, lămâie, lime, fresh. Și mi-am luat și un scrub de buze cu bubblegum. Miroase foarte bine, arată cam așa. Și să știți că face scrub foarte bine la buzițe. Am fost și la Kiko și mi-am luat și de la ei câte ceva. Mi-am luat rujul ăsta. Știți că eu mai am modelul ăsta așa cu pasul 1 și pasul 2. Sunt acele rujuri care se usucă și nu pleacă de pe buze orice s-ar întâmpla. Ăsta este cel pe care îl port acum, se vede foarte bine, este foarte rezistent. Singurul inconvenient al rujurilor ăstora este faptul că atunci când se aplică lasă un pic de dâre, ca să zic așa, pete, da. Nu este chiar opac pe toată buza în momentul când vii, însă are un aplicator foarte mișto. Aplicatorul lor e foarte bun și chiar dacă vii și dai în al doilea strat, nu se ia primul, deci poți să uniformizezi. Iar după ce se usucă, dai cu luciul ăsta care eventual pe parcurs se duce și are o textură mată, dar nu matul ăla de stringe buzele. Și ăsta chiar este un ruj lichid mat care nu se simte pe buze, nu strânge, nu stai în permanență să faci așa pentru că simți că te incomodează ceva. Rujurile astea de la Kiko sunt extraordinare și acum când am fost a doua oară, am descoperit și faptul că au scos și măști de față din acelea prosopel cum folosesc eu și mi-am luat 4, mai am 3 pentru că una deja am folosit-o. Una este pentru hidratare, una este pentru iluminare și una este pentru energizarea tenului. Prima oară când am fost, am găsit niște măști, alte măști pentru față, da, de la Star Skin. Astea sunt, care sunt din dantelă. Așa că pe prima când am folosit-o am aruncat dantela, însă acum când am fost am găsit două feluri. Eu am mai avut o pasta și acum am mai luat-o și pasta. Asta este pentru lifting și asta este plumping. A, nu, asta este plumping V-shape și asta este sculpting V-shape, mă scuzați. Așa, și acum după ce o să le folosesc pe două, nu o să mai arunc danteluța. O să le păstrez și o să umbib eu danteluța cu produs atunci când îmi fac măști, pentru că se poate spăla. Este fix dantelă îmbibată cu produs,
o puneți pe față și ce e foarte mișto la ea este că are urechi. Vine pe față așa și se bagă după urechi și jos la gât la fel, îmbracă gâtul și se petrece după urechi. Și stă foarte, foarte bine, nu alunecă, nu curge produsul din ea, sunt foarte mișto și mi-au plăcut foarte mult. O altă chestie pe care am luat-o din Amsterdam este porfardul ăsta. Are aici, stați așa să nu intră. Are aici o imagine de asta foarte vestită din Amsterdam, scrie aici Amsterdam. Și ce vreau să vă mai spun despre chestia asta este că el este plin cu măști pentru fața. Asta ca să înțelegeți obsesia mea când vă spun că le am și eu pe ale mele probleme la mansardă. Da, ăsta este plin cu măscuțe. Dar le-a pus-o pe el, așa. Bun, o altă chestie pe care am luat-o din Amsterdam este periuța pentru curățarea feței sau ce mai vreți voi să faceți cu ea. Mi-am luat perie de asta pentru că îmi doream de foarte mult timp una și chiar mă bucur că am investit bănuții în ea. Și ce a fost și mai mișto este că am găsit-o mult, mult mai ieftină decât era la noi. La noi pe Mag mi se pare că era vreo 600 de lei, iar eu de acolo am luat-o cu vreo 300 de lei. Așa că, mă scuz nenică, am făcut ceva afacere, am economisit destul de mult. Și la ea am cumpărat și alte 4 capete. Asta e de masaj, asta e de exfoliere, asta e pentru tensensibil și asta e pentru masa Farmacia Tei. Și ce credeți că puteam eu să iau de la Farmacia Tei? Bineînțeles, măști de față. Am aici 3 de la Holica Holica. Asta este cu avocado, asta este cu acid hialuronic și asta este cu ananas și vitamine. Și au fost 9 lei, asta de la Holica Holica. 9 lei una și mi-am luat unele și de la Dr. Jart. Sunt acestea așa, sunt mai ieftine decât celelalte. Sunt 23 de lei, văd că astea V7 Toning Mask, cum mi-am luat eu, sunt 23 de lei, iar Hydra Solution este 22 de lei 50, mi-am luat și de astea. Mi-am luat chestii de astea pentru buze. Prostioare de-astea, să le pui pe gură, să nu mai poți să mai vorbești. Și cică sunt cu efect de mărire și hidratare al buzelor. Mi-am luat și vreo 9 de-astea. Iar una de-asta, să știți că este 5,50 lei. Am luat și chestia asta de la Cosrx. Este acid hialuronic. Am luat pentru hidratare, pentru că oricum a venit sezonul rece și e numai bun. Cam așa arată și este nou intrat în rutina mea de îngrijire a feței și pe ăsta îl folosesc înaintea cremei. Deci chiar dacă mergeți și vă luați produsul ăsta, să știți că nu se folosește singur. Tot trebuie să folosiți cremă hidratantă. Este un fel de serum cu acid hialuronic, după părerea mea, și este foarte, foarte mișto. Lasă pielea foarte catifelată, îi dă elasticitatea așa de care are nevoie. E un produs foarte ca lumea și ăsta a fost, mi se pare, că 110 lei. De la DM mi-am luat spray pentru picioare de la Palea. Să știți că miroase foarte bine prostiuța asta și am găsit la reducere niște gene și mi-am luat și eu ca să le încerc. Mi-am luat 3 numărul 40, cam așa arată, și încă 3 perechi de numărul 50. Ele sunt de la Forever Lash, asta n-am apucat încă să le încerc, dar am un weekend programări, așa că o să le folosesc atunci. De la Zoeva ne-am mai luat încă 2 creioane de-astea Graphic Eyes, pentru că sunt niște creioane extraordinare care mie personal îmi plac foarte mult. Și mi-am luat nuanțele Cool Factor și Regency. Sunt foarte mișto și fac o treabă super, super, mega bună. De la Too Faced mi-am luat spray-ul fixator Hangover X. Este un spray fixator 3-in-1. În momentul de față este preferatul meu. Nu conține silicon, alcool și ulei. Este un produs extraordinar. Eu sunt mega îndrăgostită de el. Și îl puteți folosi și înaintea fondului de ten, și la finalul machiajului și în cursul zilei pentru o oră împrospătare așa a tenului sau a machiajului. Și pe lângă el am luat și primerul, tot Hangover X.
Și ăsta la fel este bestial. Îl ador și tot din Sephora. Mi-am luat paleta Kat Von D Shade and Light. Asta este pantura, paleta de contur, da, și arată cam așa. Este o minunăție de paletă, mi-am dorit-o foarte mult și mă bucur extraordinar că am pus mânuța pe ea. Și ce să mai, e ceva, e o treabă, se întâmplă ceva aici. Și pe lângă asta, mi-am mai luat de la Kat Von D rujul ăsta lichid, care nuanța lui arată cam așa. Este o nuanță absolut superbă și cam atât. Nu vreau să vă spun prea multe chestii despre rujul ăsta pentru că o să apară într-un alt clip și dacă aș vorbi acum nu prea mai are rost să-l includ în clipul respectiv, însă tot ce pot să vă spun despre el este că m-au dezamăgit. Dar o să vă dau mai multe detalii în clipul celălalt, care probabil o să apară luna viitoare, așa că dacă vreți să aflați de ce m-a dezamăgit rujul ăsta, stați pe aici, pe canal și o să aflați într-un timp foarte scurt. Bun, am fost și la NYX și mi-am luat niște chestii și de la ei, evident, pentru că nu se putea altfel. Prima oară mi-am luat batonul ăsta iluminator. Ei spun că da, e batonul pentru iluminare, însă mie mi se pare mai mult un blush cremos. Da, mi se pare foarte intens, însă e foarte mișto. Îmi place foarte mult culoarea, e un roz de gold așa. Se întinde foarte bine pe ten, dă o culoare și o strălucire așa foarte, foarte frumoasă. Eu l-am folosit și pe post de iluminator și pe post de blush pentru că nu știu ce poate să facă rău. Mi-am mai luat din gama NYX Lingerie pentru ploape și fartul ăsta cremos, care și el arată extraordinar de bine și are niște particule sclipicioase prin el. Da? Eu mai am încă două, ăsta e al treilea și da, îmi plac foarte mult, rezistă pe ploapă, nu se strâng. Nici nu trebuie setate cu niciun fard, cum sunt alte produse de tip ăsta, chiar fac o treabă super bună. Mi-am luat și două rujuri, așa de toamnă, din gama Liquid Suede și mi-am luat nuanța Biker Babe și, cum se numește mă asta? Modern Maven. Maven. Promodern, ceva de gen. Da, bun. Nuanțele sunt bestiale, bine, dar le-am și luat că sunt foarte mișto. Am pus poze cu ele și pe Instagram și dacă nu mă înșel, în ultimele două clipuri care au apărut pe canal, într-unul am avut Biker Babe și într-unul am avut pe ăsta. Ele sunt metalice, însă se usucă pe buze, nu rămân cremoase. Sunt rujuri metalice mate. Le simțiți pe buze, nu sunt chiar foarte hidratante. Se duc dacă mâncați uleios și așa mai departe. Am mai luat și primerul Angel Veil, pentru că de ce nu? Na, ce să fac și eu acum? Am văzut că are review-uri foarte bune și am vrut și eu să-l încerc. Nu l-am folosit până acum. A fost târgul Cosmetics Beauty Hair. Eu nu am putut să ajung pentru că nu am fost în țară și îmi pare extraordinar de rău. Eu îmi doream foarte tare să ajung la târg acum pentru că au fost prezenți cei de la Louisa Essence și voiam să-mi iau din nou șamponul și tratamentul pe care eu le folosesc, pentru că șamponul e păducă și tratamentul mai are mai puțin de jumătate, cam un sfert așa să zic. Însă am prins oferta la ei pe site. Pentru persoanele care nu au putut să ajungă la târg, eu am mai ținut ofertele de la târg pe site cam vreo 2-3 zile și am profitat și bineînțeles că mi-am luat din nou șamponul. Cred că fac un an de când îl folosesc, nu mai posta și sunt mega încântată de el. L-am luat din nou. Ce mi-am mai luat de la ei? Nu mi-am mai luat tratamentul pentru că am vrut să încerc altceva și anume de la Cashmere mi-am luat masca asta de păr,
pentru porc uscat și zi, cum mai zice, mă, deteriorat. Bun, asta conține keratină, aminoacizi și proteine. Ea miroase extraordinar. Doamne, deci este prima mască pe care eu o cumpăr în atâția ani de zile care miroase, efectiv, a parfum. Efectiv, a parfum miroase și ceea ce e foarte mișto la ea este că își păstrează mirosul și în păr. Eu am folosit-o cred că de două ori până acum. Este extraordinară, îmi place la nebunie. Lasă părul foarte mătăsos, întins, drept. Nu vă imaginați că lasă precum placa, da? Și mi-am mai luat un ulei tratament de la Max Repair. Uitați așa să vi-l arată. El arată cam așa și are 100 de mililitri și conține nuci de Brazilia. Da. Pe asta nu l-am folosit încă pentru că mai am puțin din uleiul meu pe care îl folosesc acum și vreau să-l termin pe ăla și după aia să-l încep. De pe la Inglot mi-am luat și de acolo câte ceva pentru că na, de ce nu? Și în primul rând mi-am luat încă un tuș de ochi de la ei în nuanța 74. Ăsta este o prună, așa. E o nuanță, ce să mai, pentru toamna acum e bestială. Știți că mie nu prea îmi place să port tuș negru, pentru că mi se pare, nu știu, deja negru e basic, standard, mie îmi plac astea colorate, mai ales acum că a venit toamna și mai ales acum trebuie să ajung din nou la ei, pentru că au lansat încă 3 sau 4 nuanțe noi de tuș acum pentru toamnă, mamă, și un cărămiziu acolo și un burgund pe care am zis că trebuie neapărat să pun mâna. Și mi-am mai luat încă 3 pigmenți, numărul 81, 86 și 22. Alte chestii pe care le-am luat sunt de la Catrice și de la Essence. Am luat fondul de ten 24 Hours Made to Stay, pentru că eram curioasă să văd cum este. Mi-am satisfăcut curiozitățile, este foarte bun. Și l-am testat când am fost la concert la Maluma. Mi s-a părut că este ocazia perfectă pentru a-l testa, s-a comportat foarte, foarte bine. Am ajuns cu el acasă aproape intact și am transpirat, a fost acolo o căldură groaznică, aglomerație și așa mai departe. Însă a rezistat cu brio, a făcut o treabă foarte bună. Este mai greu pe ten în comparație cu cel HD, îl am și acum pe ten, îmi place. Însă în zilele alea, când chiar am probleme cu tenul și vreau să port ceva care să acopere mai bine. În rest, tot pe ăla HD pun mâna mai repede. Am luat și chestia asta. Nu știu dacă știți, dar cei de la Catrice au lansat un serum corector cu particule strălucitoare. Asta este nuanța Candlelight. Nu cred că mai există altă nuanță la el. Are tot același sistem ca fondul de ten HD Liquid Coverage Foundation. Tot așa pe sistem de asta de pompiță și este, nu vă mai spun cum este. În ultimul timp îmi place ca înaintea fondului de ten să-mi aplic iluminator lichid pe toată fața sau eventual să-l amestec cu fondul de ten. Fac asta pentru un glow cât mai natural, o strălucire cât mai naturală a tenului. Îmi place cum se vede, mie îmi place iluminator, îmi place sclipiciul în machiaj, așa că unde este sclipiciu și iluminarea sunt prezentă și eu. Așa că pentru mine produsul ăsta funcționează ca o mână într-o mânușă. Și acum bineînțeles că îl port pe sub fondul de ten. Îmi place la nebunie cum arată. Este un produs foarte bun. Are 14 ml și nici nu mai știu, 20 de lei mi se pare că a fost. E ce să mai... În ultimul timp cei de la Catrice au scos numai și numai produse foarte, foarte bune. Tot de la Catrice am luat și corectorul camuflaj. Bineînțeles că îmi place, este waterproof, doar că dacă îl luați sau dacă îl folosiți și vă întâmpinați probleme cu el, să știți că este din cauza faptului că el se usucă foarte repede.
Adică nu trebuie să zăboviți prea mult în momentul când îl puneți și estompați fie cu penzula, fie cu burețelul. Însă are o acoperire foarte bună, rezistă extraordinar pe parcursul zilei, nu se strânge dacă ați apucat să-l setați cu pudră așa cum trebuie. Nu mai aveți treabă cu el. Și alte două produse de la Catrice pe care le-am cumpărat sunt dropsurile pentru a deschide și a închide fondurile de ten. Îmi place mai mult ăsta închis decât ăsta deschis. Ăsta închisul este mai cremos decât ăsta mai deschis. Acum, pe ăsta n-am apucat încă să îl folosesc, să-l pun în niciun fond de ten, dar pe mână, așa când l-am dat, are o textură foarte ok și trebuie să-l agitați foarte, foarte, foarte bine înainte să scoateți produs din el, pentru că dacă nu-l agitați destul de bine, o să iasă oarecum produsul separat, așa, o să iasă un pic de apă din el. Așa că trebuie să-l agitați foarte bine, pentru că este destul de lichid și auziți așa când mișcați recipientul, auziți produsul înăuntru. E, însă pe ăsta l-am încercat și nu ca să închid un fond de ten, ci mi-am făcut o conturare cu el și merge incredibil de bine, se blenduiește extraordinar de bine cu fondul de ten, nu lasă pete, nu lasă dâre, vă dă timpul necesar pentru a estompa produsul, se vede într-un mod foarte natural dacă nu puneți, bineînțeles, 5 kg de produs. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este un alt concealer lichid, de data asta, ăsta este de la Essence, tot camuflaj, Full Coverage Concealer se numește. Și ăsta îmi place, este extraordinar. Chiar mă uitam zilele trecute pe canalul de YouTube să văd dacă am făcut topul concealerelor mele preferate, pentru că am uitat și am descoperit că l-am făcut. Însă, și astea, să știți că ocupă un loc fruntaș în topul ăla. Asta de la Essence, în comparație cu ăsta de la Catrice, este mai ușor de lucrat cu el. Vă dă timpul necesar să-i stompați și mi se pare chiar că acoperă o leacă mai bine decât ăsta. Și cam astea au fost lucrurile pe care le-am cumpărat în ultimul timp. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să-i dați un like, dacă da, să vă abonați canalului meu pentru a rămâne așa în contact cu mine, lăsați-mi comentarii și spuneți-mi dacă aveți vreun clip anume pe care ați vrea să-l filmez sau cam ce vreți să mai vedeți pe canal în continuare și ce să vă mai zic, vă pup și ne revedem în următorul clip. Mua! Pa, pa!